Camelia Tișe, fiina primarului Emil Boc și fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, a murit de malarie. Femeia în vârstă de 47 de ani se întorsese de două săptămâni din Zanzibar, o destinație aflată în topul preferințelor românilor. Ar fi confundat însă simptomele bolii cu o răceală și nu s-a dus la doctor. Și o femeie de 55 de ani din Brașov a murit după ce a călătorit în țara africană. Deși a fost îngrijită la Spitalul Victor Babeș din capitală, medicii nu au mai putut să o salveze. Alte două persoane diagnosticate tot cu malarie sunt internate în stare gravă. Sunt ultimele imagini cu Camelia Tișe, un notar celebru în Cluj-Napoca în timpul vacanței din Tanzania și Zanzibar, fericită, zâmbitoare, în timp ce explorează insula alături de localnici. Pe 26 ianuarie, Camelia se întoarce din vacanța exotică. Se simte tot mai rău, dar nu ajunge la medic. În lipsa unui diagnostic și fără tratament specific, organele îi cedează unul după altul. Sursele observator spun că femeia ar fi murit încă de duminică. Luni, menajera a găsit-o prăbușită în apartamentul ei din Cluj. Pentru medicii legiști este clar, cauza decesului, infecție cu malarie în formă severă. Anchetatorii au aflat că femeia călătorise într-o țară africană încă de când făceau cercetarea în apartamentul acesteia. Atunci i-au anunțat pe toți cei care trebuie să-i atingă cadavrul să se echipeze corespunzător. Soția primarului Emil Boc, nașa de cununia familiei Tișe, a postat un mesaj emoționant pe Facebook. M-ai sunat din Africa de ziua mea exact acum două săptămâni. Ne-am promis să ne vedem la o cafea după ce te întorci. N-a mai fost să fie. Cel mai probabil, Camelia nu s-a gândit că suferă de o maladie atât de gravă. Simptomele malariei apar în general la 7 zile de la înțepătura de țânțar. Boala debutează exact ca o răceală, cu frisoane, dureri de cap, moleșeală și tuse. Se instalează apoi rapid convulsiile, vărsăturile, senzația de sufocare, iar în cele din urmă întreg organismul intră în colaps. Malaria severă e o boală extrem de serioasă, în care sunt afectate toate organele, să zic, vitale, începând de la creier până la plămâni, rinichi, ficat. 11 români au fost diagnosticați cu această boală gravă în ultimele 3 luni și toți au un lucru în comun. Au fost recent în vacanță în Zanzibar și Tanzania. Și o femeie de 55 de ani din Brașov a murit, deși era tratată la Spitalul Victor Babeș din București. Alți 3 români sunt internați în stare gravă, printre ei o femeie de 55 de ani din Bihor, care de 5 ani era misionară într-o asociație care ajută copiii din Tanzania. S-a prezentat la spital în cursul zilei de luni cu frisoane, febră și stare de confuzie. A fost transportată cu elicopterul la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș din București. În ultimii 5 ani au fost aproape 100 de cazuri de infecții cu malarie în România. Medicii avertizează turiștii să treacă pe la specialist pentru un tratament profilactic înainte de a pleca în țări exotice în care e semnalată boala, printre ele Tanzania, inclusiv Zanzibar, Kenya, Brazilia, Peru, Republica Dominicană sau Thailanda. În ultimii ani, Zanzibar a intrat în topul destinațiilor românilor care vor să se relaxeze pe plaje cu nisip fin și alb și să înoate într-un ocean de culoare turcoaz care staie respirația. Iarna este o destinație în care putem să facem plajă. Prețurile pot fi de la hoteluri de 3 stele cu fără masă până la hoteluri de 5 stele cu all inclusiv. În 2023, numărul turiștilor români care și-au făcut vacanțe în statul african, vizitat și de președintele Iohannis, a crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului 2022. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.